Vestea cea mare despre Simona Halep a venit chiar acum Anunțul făcut chiar de Ilie Năstase Petușă de luni bune, perioadă în care mai mult ca sigur și-a pierdut din abilități, chiar dacă încearcă să se mențină prin antrenamente, Simona Halep poate să se bucure pentru că vocile autorizate ale tenisului de la noi vorbesc frumos despre ea Fostul mare tenismen Ilie Năstase este încrezător că Halep va reveni mai mult ca sigur în circuit cel mai mare tenismen român din istorie, Ilie Năstase, este optimist în ceea ce o privește pe Simona Halep. Fostul prim număr 1 mondial din istoria circuitului ATP a declarat luni că Simona Halep va mai juca după încheierea procesului deoarece este încă tânără. Nasti a menționat însă că întârzierea în judecarea cazului de doping nu este în favoarea Simonei Halep. Nu știu cât va mai dura. Nu știe mici Simona, nu știe nimeni deocamdată au amânat procesul de nu știu câte ori. Iar dacă s-a amânat înseamnă că nu e prea bine, e în neregulă. Pentru că ea sigur nu joacă la Roland Garros. Și probabil nu o să poată să joace nici la Wimbledon. Simona sigur mai poate juca, e tânără, nu are probleme. Acum știu că se antrenează în fiecare zi la stejarii, a afirmat Năstase. Dacă e nevinovată, pierde bani. Pentru imaginea ei, nu mai vorbim că nu e bine. Și turneele pe care le-a pierdut. Adică, dacă e nevinovată, ea a pierdut și turnee și bani. Pentru că, până la urma urmei, pentru asta joacă. Nu știu câți bani a pierdut, depinde până unde ajungea în fiecare turneu, a adăugat el cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunțat la 21 octombrie 2022 pe Instagram că a fost testată pozitiv la un control antidoping la substanța Roxadustat. Simona Halep, câștigătoarea a două titluri de mare șlem la Roland Garros, 2018 și Wimbledon, 2019, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7, 12, 1 din programul antidoping din tenis, TADP, de către Agenția pentru Integritatea Tenisului, ITIA. Proba a fost împărțită în două și analiza ulterioară a conținut FG-4592, Roxadustat, care este pe lista 2022 a substanțelor interzise a Agenției Mondiale Antidopin, Amea, Oada, menționa ITI-a toamna trecută, precizând că prezența substanței a fost confirmată la contraexpertiză. Halep, care ocupă în prezent locul 30 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open 2022, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de Ucraina în Cadaria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4. Năstase e atent și la FCSB. Tot luni, Ilie Năstase a menționat că șansele echipei de fotbal FCSB la câștigarea campionatului au crescut după victoria cu CFR Cluj, scor 1-0 de duminică seara. FCSB pare aproape de titlu, așa e, dar declarațiile se fac după ce câștigi, nu înainte. Dar sunt șanse mai mari ca oricând. O să mă duc și eu la meciul farul cu FCSB. Nu a mai fost de mult și cred că merită. E foarte strâns campionatul ăsta. Nu a mai fost niciodată așa, a mai afirmat Ilie Năstase.